pe tine. Thank you very much. Vă rog, veniți aici în spatele mesei. Meritul dumneavoastră. Puteți mânca liniștite. Doamne, ajută-ți măiculița, domnule. Deci mici. Ați mai pățit? Cârnați. Dacă am mai pățit? Doamne, așa. Într-o emisiune de televiziune asta zic. Păi așa, da, mă. Uite, cum vin invitații. Uite cum se... Mai venim. Auzi, Carmen, dar tu ai mai mâncat vreodată în viața, da? Știi cum se face? De când n-ai mai mâncat? Auzi? Da. Vreau să-l sacrific. Pe cine? N-are rost să o mai întreb eu, că deja... Hai, dragă, stai liniștită, că nu ne vede nimeni. Știi ce zic? Nu ne vede nimeni. Numai telespectatorii noștri. Nu se pune. Uzi, de unde se taie asta? De la cap, coadă sau lămâie? Ar trebui să se uite mama la emisiunea asta. Nu mama, te ia pe micul! Mănânc! De ce? Nu ne mănânc, bate. Nu glumesc, nu minte! Mănânc să știi! Așa. Ce faceți, dragilor? Cum vă place intro-ul în emisiunea noastră? Prea bine! Am avut o idee bună? Am avut o idee bună? Păi da, pentru că eu am cerut. Nu ți-ar fi rușine? Da, eu am cerut, asta e. El a cerut. Da, tu ai executat. Păi, altceva. Normal. Deci am avut o idee extraordinară, tu execuție de precizie. Altceva, exact ca la tenis. Tu ai pus-o lângă fileu. Să-ți dea Dumnezeu. Nu, am pus-o chiar la fileu. Doamne, ajută. Vreți fetele... o felie de parize? Da, mulțumim. Mamă, mamă. Fetelor. Da. Voi sunteți obișnuite de acasă cu de-astea țărănești sau doar cu da. Manciurica? Și da. Cu... Adică asta voiam să vă întrebăm în primul și în primul adică rând. Adică la voi acasă, voi acasă așa mâncați așa ceva? Adică salamul ăsta e preferatul meu. Ăsta. Vorbesc serios? Da, ăsta. Toată lumea cu fonfleuri. Nici ceva, nu știu. Uite, ce. Uite tata aici, uite. Cu... Ce fonfleuri, ce fițe, ce figuri. Uite tata, icre negre, uite-ne. Manciuria direct. Da, uite. Da, manciurica direct. Icre... Luați de aici cu parizeri, să vă dea Dumnezeu sănătate. Apropo, când ați mâncat? Ultima oară. Ultima oară, așa ceva. Dar sincer. De Crăciun, cred. Nebunia asta. E, da. Când am fost la baltă, când? De ziua tata. Pe 24 septembrie. Acum? 4 septembrie. Da, a doua zi am fost. Trebuia să ne ziceți. Bun, atunci proba 2. Când ați cumpărat ultima oară să faceți Bravo. O masă ca asta. Niciodată. Am. Cumpărat? Da. Ieri. Adică legume. Ieri? Ieri am cumpărat, da. Ce? Bine, acum roșii, castraveți. Ea e mai gospodină decât de mine. Perfect. Cât costă... Parizerul. Bravo. Începem aici. Cât parizerul? Costă... Asta nu știu. Parizerul ăsta. Feliat sau... Nu. O bucată întreagă. Hai să mă uit să văd dacă... Păi cine merg, mă, cum le fur, mă. Nu am mâncat așa, mă. Bucată întreagă. Cât poate să coste? Nu știu. 6, 7, 8, 9, 20, 25. De ce? De lei? De lei, habar n-am. Ăsta? Nu știu. Ăsta e parizer de la bun, măi, e de la scump. E scump? E ăla, păi de ce? E țărănesc de la greci? E de la greci. Bine, fii atent, de ce pe marfă? Mai simplu. Ce înseamnă parizer de la greci? E de la scum, carne. Era de la pepeni. Asta e chiar din... E o glumă cu pepenii. Asta e... Nu știu. E de la bun, e de la greci. Nu știu. Asta e chiar făcut din carne, parizeul. Ok. Bine. Mă luăm altfel. Hai și așa. Cât crezi tu, așa. Mai ales că ai fost ieri la cumpărături, da. Că ar putea costa un kilogram de castraveți? Să zic... 2 lei. 2 lei, bun. Cât crezi tu, Carmen? 2 lei de castraveți. Mhm. Uh-huh. După părerea ta, un kilogram. Hai să ne uităm, sunt de-aia mici? De-aia, da, ăștia. Cornișon, sau cum le zice la ăștia? 5 lei? 5 lei. Doamne jumlor? Bine, îmi place cum gândești. Prețul corect? 6 lei. Stai, de tine ai 1-0. Bravo, ai 1-0, foarte bine. Sora mea cumpără de la supermarket ceva, nu știu. Mergem mai departe, mergem mai departe la roșii, Carmen. Stai să ne uităm. Astea sunt alea mai așa, mai bogate, mai... Da. Și sunt și mai grele. Un 5 lei de roșii. 5 lei? Spune Adriana. 5 lei și eu, da. 5 da. Lei. Cam așa, da. Tu știi răspunsul, că te-ai dat acolo. Nu mai fraierii după mine. Nu m-am uitat că aveam ochelarii. Am văzut lista. Răspunsul corect ar fi fost 6 lei, dar sunteți aproape, bravo! Măi, oamne, n-auzi că depinde de unde le cumperi, că dacă le cumperi dintr-un magazin, păi și atât de ce? Am cumpărat un kilogram de castraveți. Preț de piață.
Preț de piață punem. Nu de hipermarket. Preț de piață. Mergem mai departe. Următorul preț. Unde ai găsit tu parizer la... Telemea de oaie. Unde găsești tu parizer la piață? Există magazin cu mezeluri. Da, cu mezelăraie. N-ai mai fost de mult în piață. Lasă, uite, ți-o explic. Și brânză găsești tot în piață. Uite, de exemplu, telemeaua de oaie. Cât e kilogram? Depinde. Bravo, îmi place. Depinde de oaie, normal. Depinde, pentru că dacă tai din oaie, are alt preț. Din oaie? Din oaie! Cum să tai din oaie, ești bun? Un kilogram am. Un kilogram de brânză de oaie, mai înțeles? Cât ar fi? Mai scuzeți, vreau telemea asta. 12 lei. Nu, brânză e scumpă. Păi tu crezi că am luat terenurile de pipera pe 12 lei, este? Scuzeți, vreau telemea asta. Dar la voi la Bercin nu-ți contează. Că face urât. Serios, face urât la mâncare. La noi la Bercin. El preț. Deci, 12 lei și tu? Eu zic că e mai scumpă. 18. 18 spui tu? 20. Bun. Brânză e brânză? Da, și frăția. Răspunsul corect ar fi fost 25,90 de bani. Lasă-ne, măi, 25,96. Dar Carmen... Am fost aproape, vezi? Cea mai aproape de răspunsul corect. Deci, 12 lei, auzi, și am zis, dar cum să-i brânză? Pui prețul ăla și 95 de bani. Dacă îi stau cu cât la mult, atâta e în piață. 90 de bani. Da, alea cu 99. Vezi că alea sunt alea. Da, 1,99. Da, știu, e pe cuvânt. Muștar. Da. Un borcan de muștar. 6 lei. 6 lei. Nu, 9 lei. 9 lei? Da. Cu ce muștar mâncați voi, te bă? Te culci! Te culci, bine! Și uiți! Carmen? 7 lei. Deci avem așa. 6. 6. 9. 7. Răspunsul ar fi fost 10. 3,6! Bravo! Ce cât ai luat? 3,6? Dar care muștar e ăsta? Asta chiar nu-l știm. Păi ăsta nu mâncă. Nu mănâncă nimeni. Asta cum mănâncă acum cu mici. Mănâncea. Atenție. Și mâine. Pâinea boierească. E, hai. Ia aia, uite, asta. E o pâine boierească. O pâine de asta. Pe care o mănâncă boierii. Boierii. E una feliată. 5 lei. 3 lei și 90. 3 lei 90. S-a prins. 3 lei 95. Lati, fundiarul, filmați-l puțin. Lati, arată mâna. Arată exact ce ai arătat. Țineți-l așa. Ăsta face cumpărături, bă. 7,89. Deci cine a fost cel mai aproape de data asta? El. Cumpărături de jumate. Băi, oricum, v-ați descurcat foarte bine, bravo, bravo, bravo. Nu de aia boierească. Asta înseamnă altceva? Că mâncați bine. O să vă mai mâncăm în pauză, vreți? Bine. Hai să ne așezăm pe canapea, să mai vorbim una. Nu vreau să mă gândesc ce vrei de la noi. Apropo, cum era regula în emisiunea asta? De jocuri se ocupă Bursuc, de interviuri doamna Teo. Am tăcut. Doamna Teo, vă rog să le intervievați frumos. Poți să trec la partea de interviu? Eu am tăcut. Fetelor, a trebuit să faceți mâncare în casă vreodată? Eu da. Pero por qué? Porque mi padre venea acasă foarte târziu, da. Mama era foarte obosită pentru că toată ziua alerga. Duc copiii la școală, întoarce-te, fă curat, fă mâncare, bla bla bla. Tata venea și cerea aripioare cartofi prăjiți, de exemplu. Eu și urmea aș prinde degetele în aragaz. Adevăr e că mi-e rău. Nu merge! Nu e degetul bun, nu ține. Și ai vreun secret pentru aripioare cu cartofi prăjiți? Acum am, atunci n-aveam. Și acum care e? Să le bagi la baiți, dacă vrei să fie bune. Din ce? Din, depinde dacă îți place să mănânci mai condimentat, așa, bagi cu boia de ardei iute. Da. Un deget de ulei, boia de ardei iute, usturoi, piper, mirodenii, ce vrei tu. Bagi la baiți jumătate de oră, după jumătate de oră le prăjești în făină și sunt geniale. Le prăjești în făină? Da. Moartea colesterolului. Da. Mamă, mi-a făcut poftă. Aseară am făcut paste. Așa. Mie îmi place să gătesc, când asta e adevărul. Cred că de-aia sunt și mai plinuță. Păi stai puțin, că de la tine, odată că ești frumoasă, și în al doilea rând, de la tine o să aflăm o groază de... Alo, colegul, o groază de secrete. Bagă cu sucule, bagă. Mi se pare că bobinez cam convins. Adică ai luat în serios toată treaba. O să spun adevărul acum. Te rog. Mă iertați cu gura plină. Ce am recunoscut eu ieri în emisiune? De unde vin? Din Bercin. Nu, lasă, de unde vin eu acum? Să știi că nu mi-o lumblu la spate. Ieri mi-a căzut la valer. De unde vin eu acum? De la o emisiune. De la o filmare. Da.
Am filmat de dimineață, de la ora 9 și jumătate. M-am spălat pe mâini, pe față. Crezi tu că am apucat să mănânc până la ora asta? Nu. N-am mâncat de ieri. Eu de-aia am cerut azi. Că știam că vine mâncat. Așa că mă iertați. Eu zic să rămână că n-ai cerut sarmale. Apropo, sarmale știi să faci? Sarmale știu să fac. La sarmale ajung și eu. L-am pachetat. Da, 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 l-am pachetat. Dacă mi-ai explicat și mie cum se împachetează sarmaua, dacă eu aflu de la cele două surori cum se împachetează sarmaua, deci cred că mă mărit. Cred că, deci îmi zici tu dacă zic corect. Cred, okay, da? Zi. Cred, începe cu cred. Este să alegi foaia de varză, da. Să nu zic salată că le încurc. Da, 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 asta e cea mai mare m-a dilema. M-a trimis la piață să cumpăr salată și am venit cu varză. De-aia. Deci să alegi foița de varză, cea mai potrivită. Adică ea nu trebuie să fie ruptă sau așa, trebuie să fie întreagă, da. Și carnea să fie potrivită ca, ca mărime pentru varza respectivă. Și în carne încep la baza, în carne nu mă întreba, orez și carne orez, tocată? Carne tocată, bineînțeles. Da. Orez, piper, sare, delicat, ce vrei tu să pui? Am văzut că oamenii fac sarmale cu legume. Bun. Și am înțeles că sunt bune. Cele în foi de viță nu știu cum se fac, sincer. Păi cred că la fel. Și le bagi la cuptor, presupun. Da, 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 da. Le lași la fiert mai întâi. Cu tot cu foi de varză peste. Stai să fiarbă în ceaun. Aoleu, miros deja în fine. Și le bagi la cuptor. Dar tu realizezi de ce te întreb toate astea? De ce? Ca să se facă o coadă de băieți la ușa ta. De aceea puneam popești le ordeni. Știu că ai iubit, dar n-are importanță. Da, din fericire. Nu poți să știi niciodată, știi cum e. Coada de bărbați e bine să fie făcută. Cred că e ceapă, e ceapă, e bună. Ceapă verde. A, mai am o emisiune după. Tot așa de filmat. Nu se supără că mănânc puțin la ceapă, nu? Nu am eu, eu zic că da. Am dacă... eu gumă dacă vrei. Dar încă nu pupă nimeni. Da, chiar. Mm-mm. Ba, ai dreptate. Ia și mănâncă liniște. Auzi, și cu COVID-ul ăsta numai bine. Tama la fix. Faceți și dulciuri? Da, eu. Am făcut totul. Maxim... Stai, că la mine e scurtă clătite. Povestea, de aia începe prima, că termin repede. Eu am făcut clătite, da? Da. Și salam de biscuiți. Da. Ea e și nu, genial. Nu, nu, nu salam de biscuiți, stai, tort de biscuiți. Mă, oricum... Tort de biscuiți, atât. Înseamnă că l-a făcut mama salamul și m-ai mințit? Salamul, da, nu eu. Prins-o cu minciuna. Deci voi n-aveți pe cineva care să vă ajute în casă cu mâncarea? Ei, da. Bad. Stai seama că asta se întâmplă din anul în Paște, când avem noi, când ne vine inspirația supremă. Dar de obicei mama gătește, stai seama. Vrei să zic un secret? Și dacă avem, eu tot stau în bucătărie că mi-e drag și îmi place. Da, e tot timpul ne întreabă. Aveți poftă de niște clătite? Tot stau. Mai nu am învățat să fac torturi. Dar e vreun fel de mâncare așa mai fentă pe care îl faceți voi în casă, numai la voi? Adică secretul... Da, e doar la noi în casă. Lasă prăjeala? Nu, lasă prăjeala, că aia e ușor de făcut. Friptura la cuptor în oală de lut. Și în sos de vin alb sau vin roșu? Vin roșu. Da. Între timp, Ursucel a început să se încingă emisiunea. Nu... No... No. Încă s-a încins și grătarul. Tocmai am întors, erau... Bine, îți spun sincer acum, că nu mințim poporul. Ăsta nu merge grătarul. Asta nu. Vezi că am mâncat eu un mic, chiar e bun, colega, e bun rău micul. Nu, dar nu, el nu merge, doar că eu sunt obișnuit cu gestul, știi? Și să nu mi-e din reflex când văd, e păcat de ei. Și să nu mă gândesc, bă, dacă se arde. Și să fie... Adriana, ai învățat ceva de făcut de mâncare, evident. De pe Facebook, când erai mică? Da. Ce? Stai că zic acum, tiramisu. Nu, da, 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 am auzit că voi nu prea aveați voie cu de-astea. Cu eu, ea, ea, ea era deja lux. Nu cred. Eu am fost aia terorizată, păi nu știi povestea? Eu am fost primul care a dat cu capul și ăla și-a luat de fiecare dată. Oh yeah. Și ea mă păra, bineînțeles. Da, s-a întâmplat o singură dată și s-a întâmplat când eram mică. Da. Deci, eram la vilă. Au apărut pe rând rețelele de socializare. Messenger-ul mai întâi, după aia Facebook-ul, după aia Instagram-ul, bla bla bla. Eu le-am încercat pe toate, dar n-am putut, n-avem voie să-mi fac un cont oficial al meu. Personal. Și trebuia să-mi fac ceva ascuns, știi, să nu se știe că sunt eu, gen, nici măcar nu puneam poze cu mine, ca să înțelegi. Era poză, doar stăteam acolo. Goală. Și poză goală. I-am zis Adrianei. Poză goală? Poza era goală. Rama era goală. Poza era plină. Asta. Pic
pixeli. Era o poză goală. Nu, era o poză fără sormea. Era o poză goală. Așa. Poza era goală. Aoleu. Lasă-o așa. E de la ceapă, bursucule. Era o poză goală. Așa. Și? Și aveam, tata avea birou în living, jos. Și acolo avea calculator, bineînțeles. Eu am anunțat-o pe ea, bă, dacă e ceva, nu-i spui lui tata, o să-ți fac și ție când te faci mai mare, că acum nu dai ce să faci. Ești prea sunt mică. 5 ani între noi, da. Adică... Câți ani aveai tu atunci? Nici nu știa să folosească calculatorul. Câți ani aveai tu când ți-ai făcut mes, parcă, nu? 90 ani. Da, ceva de genul. Dacă tu aveți 10 ani, avem 5. 5 ani, da. Deci, tu nu avem voie să ai. Te rog eu frumos, nu ai voie, înțelege. Și când l-a văzut pe tata, tata l-a întrebat, ce face Carmen? A, e pe mes, ups! Nu, mă, n-a fost așa. Ba da, așa. Nu fi rea că nu a fost așa. Ești o turnătoare mică. Chiar n-a fost așa. Dar stai să vedem. Dacă vine tata, îi zici că mă joc counter. Și zic, bine. Eram oricum nervoasă și supărată pe ea că nu mă lasă și pe mine. Eu nu știam ce e aia mes, ce face ea acolo, de ce are, ce și cum. Nu mă lăsa să stau la calculator. Fine, tata, ce face sorta? Stă pe... joacă counter. Dar ai zis și mes. Și după aia... Și ce s-a întâmplat? După aia m-a luat ce vorbă el, m-a, să zic... Da, a descusut-o. Acum, da, nu-l bănuim pe Adrian, să știu să te ia, să te descoase. Da, dai seama. Cati vă lăsa. Nu știa nici ea. Mama n-a știut. Ei, nici n-am știut cum să abordez problema, nici nu știam că e o problemă, dar mi-am dat seama că tata fiind cunoscut n-ar fi de acord să apar eu ca persoană, dar nu m-am gândit că chiar așa o mare problemă că stau și eu pe mes sau pe Facebook sau sub un alt nume. Adică mi s-a părut ceva ok, dar nu ești fizic. Dacă tata. Poza era goală și eu așa, așa, da, mici, un mic. Mici, da, exact. Și acum nu știam probabil dacă i-aș fi spus din start, dacă i-aș fi fost puțin mai inteligentă. Bă, tata, uite, fac asta, stau aici, nu comentez, nu vorbesc cu nimeni și așa. Nu deranjez eu, adică. Na, dacă i-aș fi explicat, ar fi fost nu mai ok, dar venind de la ea și cu virgulă și... Dar n-am vrut să fie așa. Și de atunci mi-a zis, minciună, da, stop. Nici nu l-a interesat. Adi? Da, fratele vostru. Pe mine nu, pe ea da. Ei doi s-au șantajat tot timpul cu chestii. Deci, între ea și Adi sunt 7 ani jumate diferență. Între mine și Adi sunt 2 ani jumate. Adică aveam, până se fac mai mare, o soră mai mică. Care turna tot, care dacă nu luam în orare și făcea crize și zicea, te zic, te am la degetul mic, se plăbi ca să-și făcea așa. Și zic, vai de viața mea. Dacă luam, nimic nu zicea, nu scotea nimic, cel mai cuminte, cel mai... nimic nu zicea. Cum ajungeam acasă dacă nu-i convenea lui ceva și m-a lăsat mama să ies? Știi ce a făcut Adriana? S-a dus în parc și nu ți-a zis, mamă. Parcul unde era? Peste drum de casă. Dar ideea că nu i-am spus și că ea credea că sunt la colțul casei, era gata, mințit. Care este morala acestei întâlniri, ne veți întreba. Vreau să vedeți că două fete care ar fi putut duce vieți de prințese pentru că și-ar fi putut permite, n-au avut voie nici aia, nici aia, știu să facă și o varză, știu să facă și o... Dar știi care mai e morala acestei emisiuni? Mm. Că stăm și vorbim mult fără să mâncăm, haideți la masă! Avea și de momentul ăsta! Vino cu coasă, mâncăm! Noia care am terminat tot. Eu v-am spus că micii sunt calzi, nu merge grătarul, dar gestul contează. Vă mulțumim mult, fetelor! Mulțumim mult de și poftă bună! Cârnat, vreți? Uite, eu am micul meu aici. Micul, cârnatul, cârnatul. Și eu am salamul.